Doamne ajută, dragi prieteni, suntem în centrul capitalei. Astăzi aș fi vrut să discutăm despre 7 aprilie, despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, pentru că a fost un moment de cocitură în istoria noastră, dar o vom face mai târziu în Piața Mare a Adunării Naționale. Astăzi am venit cu o reacție din partea echipei Partidului Democrația Acasă față de mizeria pe care o fac răpănoșii ăștia de la Partidul Câinelui Roșu. Și am venit să vă arăt atitudinea mea. Doamne ajută încă o dată. Dragi prieteni, nu știu dacă am să vorbesc fără mască. Eu știți că am fost tot timpul critic față de mulți din liderii Partidului Demnitate și Adevăr, pentru că au greșit, au călcat prin străchin și le-am spus de fiecare dată multe lucruri pe care merita să le spun. Dar ce am văzut zilele astea se întâmplă cu unul din consilierii raionali, unul din cei care și-au asumat lupta ani de zile, din 15, 16, 17, 18, 19, 20, împotriva regimului Plahotniuc. Au avut de suferit oamenii ăștia și astăzi, niște câini turbați, nevaccinați de-a lui Cafcaliuc, le toarnă zilionc în cap. Eu am venit să mă solidarizez cu oamenii care au luptat ani de zile pentru un stat de drept, pentru un stat de capturat de paraziți, de oligarhi și care astăzi au de suferit pentru că prostul de șef al lor, când era ministru de interne, nu l-a băgat la pușcărie pe câinele ăsta de Cafcaliuc. Ăsta trebuia să-l închidă în cușcă pentru toate crimele pe care le-au făcut și oamenii de afaceri care au avut de suferit și toți oamenii care au avut de suferit din urma lui. Și acum încăjem. Și astăzi, pentru că câinele ăsta turbat nu a fost pus în lanț, în cușcă, nu a fost băgat la pușcărie pentru toate crimele lui, vedeți, s-a dezlănțuit și el și-asumă să toarnă zilionc în cap la niște oameni care au luptat ani de zile. Când el era șef, măgariul ăsta își dădea cu gaza lacrimogene, oamenii ăștia stăteau în piață, oamenii ăștia luptau pentru un stat de drept. Eu vă spun încă o dată, noi suntem solidari cu oamenii din echipa pe care o reprezintă Demnitate și Adevăr, mai ales cei din sate, din raioane, cei care cu adevărat sincer au crezut în stat de drept și au mers și au protestat. Și astăzi condamnăm cu vehemență mizeria făcută de Câinele Roșu. Și acum îndemn pe toată lumea să venim, să-l prindem pe vagabondul ăsta de câine, pentru că-i câine, și să-i turnăm zilionc în capul lui, să-l facem verde ca pe șrec. Asta trebuie să se întâmple dacă suntem cu adevărat echipă, dacă suntem cu adevărat bărbați ai neamului și nu le dăm voie la răpănoșii ăștia să sui în cap. Eu nu mai vorbesc despre faptul că ăsta și-a luat sediu aici în centrul capitalei pe câteva etaje. Ăsta-i cel care plătește, după Ilan Șor, al doilea partid politic care plătește salarii în jur de 10.000 de lei. În jur de 10, asta e salariul mediu. Au 15 și 20.000 de lei. Și nimeni nu întreabă de unde un partid dintr-un colonel care și-a tras funcție de colonel la 30 de ani și a ieșit la pensie la 40, poate să întrețină partid cu 1.000 de euro. Nimeni nu întreabă. Și nimeni nu s-a apucat să le dă în cap la vagabonzi ăștia care îmblă cu zilioncă. Dacă el e așa de important, de ce nu s-au dus să-i toarne lui Șor în cap zilionc? Să-l găsească în Israel unde -i. Să-i toarne lui Plahotniuc, așa care i-a pupat mâna ani de zile. De ce nu i-a turnat lui Candu măcar? Lui Baba Zâna, care e președintele Parlamentului. Lui Dodon, de ce nu i-a turnat zilionc în cap? De ce au găsit niște amărâți de consilieri de la Sânjirei sau de unde sunt ei? Ei și ei. Asta e judecător. Asta e... Eu am venit aici în semn de protest la sediul lor. Eu nici nu știam unde. L-am găsit cu dificultate și cred că am să-i caut să le torn eu zilionc în cap, pentru că îmi pare rău și m-am învârtit eu pe aici și am găsit că ei sunt într-un beș aici. S-ar putea să greșesc, că e o cantoră. Eu le-am adus zilioncă să eu torn un Cafcaliuc în cap, vă spun drept. Eu nu știu unde să-i. Văd că semnul lor e aici. S-o atmicit teritoriul. Dar să iei dracu unde s-a spus. Nu știu pe unde e intrarea, știu că e călădirea asta, ei și-au pus drapele, și-au pus... Dar pe unde e intrarea, nu știu. Dar oricum,
Dragi prieteni, eu vă garantez, unii dau de câinele ăsta, de vagabondul ăsta politic, de vagabondul ăsta politic care îl cheamă Jora Ghiță Cafcaliuc. Ăsta nu-i om, ăsta nu-i bărbat. El zici că e bărbat, că el e colonel. Tu ești un căcat de câine, mă, cu ochi. Un căcat de câine cu ochi. De urma ta au murit oameni, mă, tu ai luat business-uri. Și tu acum ești agent de moralitate, să ne dai nouă lecții de moralitate. Răpănoșilor, voi trebuie să stați ascunși, dracului, să nu vă vadă nimic. Acum eu nu înțelegem și cată Jora Cafcaliuc în Italia. El face filiale în Italia, au făcut Jora Cafcaliuc. Aha, am aflat. Oamenii normali în Chișinău răbde să aflu detalii. Jora Cafcaliuc și acum controlează contrabanda de țigări. Și el nu avea și căta în Italia decât cu legendă. Ce cauți în Italia? Eu sunt lider politic. El controlează și exportul și destinația finală la țigări. Și la alte lucruri absolut ilegale. Iată de unde sunt bani pentru sediu, iată de unde sunt bani pentru salarii, iată pe unii îi pune pe studenții ăștia să facă declarații stupide. Pentru că statul ăsta e paralizat, pentru că statul ăsta e călărit de Jora Cafcaliuc și de legioanele pe care le-au împânzit Dodonșu cu Plahotniuc. Eu mulțit la mama dracului câinii ăștia. Năstasă! Dacă nu-ți aperi colegii, du-te dracului în Germania, du-te, pentru că oamenii ăștia au ieșit în spatele tău și au avut încredere. Ca și mine, am stat în piață, când am văzut că ești jlob, m-am dus, dar oamenii au stat luni de zile, ani de zile, oamenii au pierdut business din cauza ta. Și acum tu bazi din palmi și condamni că nu știu ce. Vină dacă ești bărbat lângă mine, eu merg împreună cu tine și cu ceilalți care au avut de suferit, să-i turnăm zilion, că ea că eu am luat-o cu mine, să o torn. Eu personal torn în cap lui Cafcaliuc. Eu torn în cap. Unde-l prind? Pentru că e măgar, e un dobitoc. Și noi am ajuns să ne temem în neamul ăsta, am ajuns niște fricoși. Să ducă să-i prindă Cafcaliuc pe cei care fură metalul, care fură grâu, miliționer, că face de rușine și o castă întreagă de oameni care sunt polițiști adevărați. Sunt bărbați cu pistolul la brâu, care își apere patria, care au mers în 92. Ăsta sunt niște mercenari, niște căcați de câini cu ochi. Că nu știu unde dracului sediu ăsta lor, că m-aș duce să le... Bună ziua, dar pe unde e intrarea la Cafcaliuc? Asta-l găsim. Dacă așa, cu zilioncă, măcar lui. Ghiță Cafcaliuc, unii dau de tine acolo stor în zilioncă în cap, îți promit. Din numele la oamenii pe care ți-ai bătut joc ani de zile, eu personal astăzi vin de hack. S-a uitat la mulți filme, Ghiță Cafcaliuc. Ucrainenii au procedat. Ucrainenii prindeau pe deputații și ei corupți. Pentru că la dâși era război și erau de partea trupilor de ocupație. Și îi prindeau și îi zvârleau în lada de gunoi și le turnau zileon când asupra capului. Dar erau bărbați, băi, nu ca tine că ca de câine. Asta găsim noi, asta găsim și tine, unții ștab, unții... Asta punem lațuri și asta dăm de tine. Dacă tu crezi că poți să procedezi ca un bandit adevărat, înseamnă că ați găsit metode necivilizate, nedemocratice. Îmi pare rău, pentru că oamenii care și-au asumat și loviturile pe care le primesc ei astăzi, băieții din platforma, da, chiar dacă eu supărat pe Năstasă, supărat pe proștii ăștia că ei și ei sunt idioți, dar oamenii au luptat, oamenii și-au asumat riscuri, nu ca tine și de ei cu sacul de bani, ți-ai făcut vilă lângă Mitropolitul Moldovei și acum tu faci acasă Europa. La 13 ai să faci Europa acasă, ține minte. Eu mă duc de aici că mai departe n-am cu cine, vorbim numai mă enervez degeaba. Încă o dată repet, sunt solidar cu oamenii, chiar dacă și-au greșit, chiar dacă și-au asumat și-au făcut lucruri, chiar dacă și-au vaccinat. Câinele ăsta de Cafcaliuc trebuie prins, vaccinat și dat cu zilion, că să-l cunoască lumea când merge pe drum. Câinele ăsta trebuie vaccinat, că el îmblă ușernic, vagabon și împrăștii râs, râi, răpan, rapan și alte mizerii. Ia ca și ne trebuie vaccinat. Nu oamenii care au luptat împotriva regimului odios. Și ăsta e care îi păză și acum le toarnă în zilion în cap la cei care au luptat. Atunci le dărie cu gaz și acum cu zilioncă. Mizerii și ești unul. Ia uitați-vă, și casă cu trei etaje, are Cafcaliuc în centru. Și aici e strada Bănulescu-Bodoni, colț cu Șiusev. Dar și el bani nu are. El are bani să cumpere tot. Și asta ne demonstrează pe modelul lui
lui Șor, pe modelul la și el alți bandiți, ne demonstrează că poți să-ți iei și mai mare casă din centrul capitalei și să faci partid? Vă fac eu partid. Jos! Ia ca așa criminali. Am avut 7 aprilie. Ia ca astea criminalii care ne-au ușit în 7 aprilie. Ghiță Cafcaliuc cu cel de la partidul lui Democrat, cum îl chema, Jizdan, cu Botnari. Dar eu vreau să le operând de sară în piață. Că eu mi-am pregătit toată lista cu toți cei care ne-au călcat în picioare, cei care ne-au gătuit, care ne-au ușit în 7 aprilie și toți au devenit șefi. Și pentru că în 7 aprilie Filat nu ne-au făcut dreptate împreună cu Ghimbu, cu Chirtoacă și cu cei care au pus mâna pe putere, uite că legioanele s-au prins la curaj și au văzut că nu au răspuns niciodată nimeni și acum ne dau cu zilionc în cap. Ei ne omoară de foame, ne-au măturat podurile de al de Ghiț Cafcaliuc și tot armata lui Ghiț Cafcaliuc ne-a dat în bot cu la port. Și acum este ne toarnă zilionc în cap demonstrativ și el și asumă responsabilitate politică. Suntem proști, trebuie scos dracul în afara legii astfel de legioane în general. Mă duc de aici.